Chihuahua. Dragii noștri, vă salutăm din Madagascar, noi, familia Shaitish, Marcel, Ioana, Alicia, Iud, Timi. Deci toți cinci, cu ajutorul Domnului, suntem de 4 ani și 3 luni, 4 luni aproximativ aici în Madagascar. Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, vă dorim ca lumina, pacea și bucuria Domnului să fie peste viețile dumneavoastră. Nașterea Domnului este evenimentul major din istoria omenirii care ne-a făcut pe noi să ajungem aici în Madagascar. În ce sens? Nașterea Domnului înseamnă întruparea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a trimis ca misionar în lume. Nașterea Domnului Iisus Hristos este evenimentul care a schimbat istoria omenirii, dar a schimbat și istoria noastră. Atunci când Iisus Hristos a pătruns în inimile noastre, viața noastră a fost transformată. Am primit pace, bucurie, iertarea păcatelor și am primit darul vieții veșnice. Și suntem încântați de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. De aceea am decis să ducem mai departe această bucurie în alte națiuni. Iar Dumnezeu ne-a chemat pe noi aici în Madagascar. Cu această ocazie, am vrea ca să vă mulțumim frumos tuturor celor care v-ați implicat în Madagascar. Prieteni, buni, biserici, familii, în special biserici din România, din Europa, menționăm aici Franța, Anglia, dar de asemenea biserici din Statele Unite ale Americii. Vă mulțumim frumos pentru tot ce ați făcut pentru Madagascar. Vă reamintim că suntem implicați aici în Madagascar în mai multe proiecte. Proiecte evanghelistice, proiecte sociale, proiecte medicale și educaționale. Și vă mulțumim frumos pentru toată susținerea dumneavoastră aici. Ne-am dat toate silințele și am făcut cu multă pasiune lucrarea lui Dumnezeu. Dar fără dumneavoastră nu am fi putut ajunge la punctul în care am ajuns. Toată lucrarea pe care o facem aici se numește la ora actuală Joy for Madagascar, pentru că motto-ul nostru este bucuria de a călăuzi spre cer. Și așa va rămâne. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească tot darul dumneavoastră, fiecare rugăciune înălțată pentru lucrarea din Madagascar. Cu ocazia nașterii Domnului Iisus, vă dorim multă pace, multă bucurie și multă binecuvântare care vine de la El. Aici, în Madagascar, nu se prea colindă, dar noi am păstrat acest obicei în casa noastră. De aceea am dorit, cu ocazia acestor sărbători, să vă colindăm așa după puterile noastre. Și am vrea să începem. Îngerii în ceruri cântă. 2, 3 și... Îngerii în ceruri cântă pe deasupra văilor, munții bucuroși repetă armonia în cântul lor. Glorie, s-a născut Mesia, glorie, s-a născut Mesia, vino azi la Ieslea Sfântă, daruri să-i adus merit, viața ta doar lui predată, pentru el i-un dar dorit. Glorie, s-a născut Mesia, să vă urăm sărbători fericite! Dumnezeu să vă binecuvinteze!